Elena este antreprenor și mama a doi băieți minunați. Este născută în Curtea de Argeș în octombrie 1978. A petrecut o mare parte din copilărie la bunici, în satul Bădeni, comuna Stoienești, județul Argeș. Prin această carte ea dorește să împărtășească inocența și bucuriile copilăriei ei, copiilor din ziua de azi. O carte de povești ale copilăriei, așa cum e ea, și cu bune și cu mai puțin bune, în care copiii se vor regăsi. Întâmplări amuzante care te înduioșează și străzesc emoții calde. Post față, Otilia Mantelers, psiholog, instructor de parenting.